În decursul zilei de azi, președintele PSD Mehedinți și al Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, împreună cu Liviu Mazilu, candidat PSD pentru funcția de senator în Parlamentul României, au fost prezenți în localitatea Husnicioara. Partidul Social Democrat a reușit să schimbe fața județului Mehedinți în ultimii ani. Lucrări de amploare au fost realizate în fiecare localitate din județul nostru. La fel au stat lucrurile și în Husnicioara, unde a fost asfaltat drumul județean ce traversează comuna. Am venit astăzi în campanie electorală în satul Per din comuna Husnicioara, o localitate care beneficiază din plin de finanțare din partea Consiliului Județean Mehedinți, din partea administrației PSD, de fapt, din anii trecuți, administrație care se continuă și în acest mandat. Și ca să fiu și mai concret, cum am constatat cu plăcere că oamenii știu aici despre această investiție, realizăm pentru comuna Husnicioara, pentru satul Peri, până la Furnișor, până la intersecția cu drumul național, un drum județean pe fonduri europene, dar în același timp și cu o contribuție semnificativă din partea bugetului Consiliului Județean. Și iată că am ajuns în satul Peri. Aici am ajuns cu asfaltul până la intrare în sat. Am așteptat să termine primăria lucrările de înlocuire a unei conducte de alimentare cu apă, iar în primăvară vom continua cu lucrările pentru a pune asfalt și în interiorul satului. Iar în continuare, până la Prunișor, în acest moment se lucrează și, dacă vremea ne va permite, poate vom reuși să punem și asfalt în această iarnă, dacă nu în primăvară, în funcție de vreme, așa cum spuneam, sperăm să terminăm acest tronson de drum județean. Tronson care face parte din amplul proiect în lungime de 27 de kilometri, care pleacă din centura Severinului, traversează satul Cerneți și apoi celelalte sate, Dădovița, Valea Copcii, Marmanu, și se intersectează cu această bucată de drum pe care deja se toarnă de câteva luni asfalt. Echipa PSD Mehedinți a fost primită cu încredere de cetățenii din Husnicioara, oamenii apreciind investițiile pe care socialdemocrații le-au realizat pentru comunitatea lor. Domnule, am fost PSD-ist o viață întreagă. Am fost cel mai mare PSD-ist 26 de ani. Am iubit PSD-ul în viața mea. Dacă îmi zicea cineva de PSD-ul că nu face nimic, vă spun, eram capabil să fac orice. Pe 6, normal că o să merg la vot, ca de fiecare dată când i s-a solicitat votul, că e dreptul nostru câștigat prin multe... mult efort și multe sacrificii, și normal că o să mergem cu cei care sunt cei mai buni și care sprijină în special pensionare, și ăștia nu sunt decât PSD-ul. Mehedințiul este un șantier în lucru. Investiții importante sunt în derulare în fiecare localitate din județul nostru, iar pe 6 decembrie candidații social-democrați cer din nou votul de încredere al mehedințenilor pentru a putea să continue dezvoltarea comunităților mehedințene.